Direcția Agricolă a raportat și anul trecut un succes răsunător la programul Tomata. Din nou, legumicultorii olteni au fost pe primul loc la acest program, iar în ciclul 1, în Olt, au venit cei mai mulți bani. Și pentru ciclul 2, în Olt, vor intra cele mai mari sume. În această etapă a programului sunt 7.111 beneficiari, cărora, începând de pe 26 februarie, le vor intra în conturi banii. În anul 2023 noi am avut o activitate susținută în ceea ce privește sprijinirea fermierilor pentru accesarea programelor de minimis și pot să spun că ne-am clasat pe locul 1 la nivel de țară vis-a-vis de numărul de fermieri care au aplicat pentru cele două programe și anume ajutorul de minimis pentru tomate în spații protejate ciclu 1. La nivelul județului au fost un număr de 7.026 de fermieri eligibili, iar ca și suma atrasă în județ a fost 104.315 lei, ceea ce înseamnă echivalentul aproximativ 21 de milioane de euro, o sumă destul de, zic eu, consistentă. Anul viitor, programul va fi modificat la solicitarea legumicultorilor și în noile condiții, reprezentanții Direcției Agricole se așteaptă la mii de solicitanți. Analizând de-a lungul anilor programul, să zic așa, începând din 2017, la noi beneficiarii s-au duplat, s-au triplat chiar. Prin urmare, există interes. Există deja, cum zic, în județ, la nivel de județ, localitățile Scărișoara, Tia Mare, unde deja roșiile sunt în stadiu de vegetație avansat. Prin urmare, există interes și pentru alte legume să poate să le cultive. Eu cred că va crește numărul de fermieri. Deja se construiesc și alte spații de solarii. Prin urmare, cred că în viitor vom avea multe produse românești să le putem cumpăra în extra sezon. Fermierii olteni au fost fruntași la accesarea programului Usturoiul. De la an la an, numărul beneficiarilor a crescut.